După ce, timp de o lună, au trecut prin cel mai negru coșmar, două tinere mame pot răsufla ușurate. Infectate cu noul coronavirus la maternitatea Odobescu din Timișoara și despărțite de nou născuților, astăzi a fost ziua în care, în sfârșit, au putut să-și țină bebelușii în brațe. Reîntâlnirea a fost una emoționantă. Mamele, dar și bebelușii, vindecați și ei de COVID-19, au plecat acasă în aplauzele cadrelor medicale. Iuțule, cea mai fericită mamă! Au fost lacrimi de bucurie în fața maternității Vega. Această tânără și-a ținut în brațe băiețelul după aproape 3 săptămâni în care au stat separați. Am tot vorbit cu el și când i-a zis, mami, când mergem acasă, eu sunt bine. O altă zi încărcată de emoție la maternitatea Vega. După aproape 3 săptămâni de internare, două mame împreună cu nou născuții, toți confirmați COVID pozitiv și care au beneficiat de internare și tratament în clinica maternitatea Vega din Timișoara, au fost astăzi externați. Mami, ne auzim la telefon. Să vă trăiască, să vă bucurați de el. Bine? Cu drag. Mă bucur că am apucat ziua asta. Mulțumesc mult pentru toată grija. Cu drag. Vă așteaptă ambulanța. Ciao, bebe! Doamne ajută! Mama și bebelușul au fost confirmați cu noul coronavirus la maternitatea Odobescu imediat după naștere. În aceeași situație au fost alte 17 mame, printre ele și Alexandra, care a plecat tot astăzi acasă alături de fetița ei. Gerude, gata, iubire! Gata, puimii! Ați primit și un zâmbet acum. E foarte fericită! Fiu, scurată că totul s-a terminat cu bine și că plecăm amândouă sănătoase acasă. Nu mai ne gândim la ce a fost. Ne încercăm să ne bucurăm de ce va fi. Alexandra a fost internată în 16 aprilie și de atunci a visat că va pleca acasă alături de copilul ei. Nu doar separarea a fost grea, ci și faptul că a avut continue emoții pentru bebelușul infectat cu noul coronavirus. Cadrele medicale au fost pregătite și, foarte important, nu au fost speriate de noi, de paciente, față de cum mi s-a întâmplat la alte spitale. Doamne, mulțumesc, amor, la revedere! Stai să stau aici? Da. E bine? Da, da. Gata, puiul meu! În acest moment, la maternitatea suport COVID din orașul de pe Beca, mai este internată doar o gravidă infectată cu coronavirus. Două teste consecutive vor trebui să arate dacă mai are sau nu virusul, iar mai apoi se poate decide dacă va fi externată. Cadrele medicale se bucură de fiecare succes, mai ales că s-au pregătit intens pentru ca mamele și bebelușii care ajung aici să aibă șanse maxime de însănătoșire. Înainte de a ajunge la noi primul caz de COVID, am făcut împreună cu echipa circuitele, echipamentele. A fost o provocare să fim în această conjunctură. Dar știind toate protocoalele, vorba aia, ca și tatăl nostru ne știam îmbrăca și dezbrăca, am exersat cu toții, cu echipe, din 4 în 4 ore. A fost pur și simplu o rutină. Până în acest moment, la maternitatea suport Vega, niciun membru al personalului medical nu a fost infectat.